Presa liberă trecere. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în această ediție la Presa Liberă Trecere. Aducem în atenția dumneavoastră o situație înregistrată în municipiul Râmnicu-Sărat în urmă cu două săptămâni. Este vorba de acea porțiune de asfalt surpată pe DN2 E85. Vom vedea care sunt măsurile luate de administrația locală din Râmnicu-Sărat, care sunt și regulile impuse de specialiștii, de reprezentanții Muzeului Județean Buzău. Avem trei invitați, îi prezint, le spun bună seara și le mulțumesc. Este vorba de domnul primar Sorin Cârjan, de domnul Dan Bucur, șef serviciu rutier în cadrul Poliției Locale Râmnicu-Sărat și domnul Marius Neculae, directorul Muzeului Municipal din municipiu. Bună seara, vă spunem și noi. Domnilor, înainte de a ne spune care sunt măsurile luate până în momentul de față, vreau să vă prezentăm un material, să readucem în atenția telespectatorilor, să ne amintim ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni la Râmnicu-Sărat. Vă rog foarte mult să vedem materialul liberă realizat trecere de colegii mei și prezentat în jurnalul TV Sat. Groapa care s-a format în jurul orei 3 dimineața a înghițit un autoturism Opel care se afla în parcarea de pe strada Mihail Cogălnicianu, iar surparea a provocat un zgomot puternic. Autoritățile din Râmnicu-Sărat au împrejmuit zona și l-au anunțat pe proprietarul mașinii de cele întâmplate. Când s-a întâmplat exact? În ora 3 noaptea a dat poliția telefon, că a luat-o pe internet și a dat telefon. Mașina a intrat într-o groapă. Polițiștii au supravegheat în permanență zona și au asigurat fluența traficului pe drumul European 85, dat fiind faptul că pe prima bandă nu se mai putea circula. În perimetrul în care s-a produs surparea asfaltului este amenajată o parcare cu plată, în care zilnic staționează 10 de mașini. Oamenii din zonă recunosc că au văzut pentru prima dată o mașină căzută într-un crater adânc de peste 2 metri. Ei consideră că înainte ca parcarea să fie înființată, ar fi trebuit să se facă verificări, astfel încât un asemenea eveniment să fie evitat. N-am mai văzut, să știți, așa ceva, nu. Așa, grup, da, dar în halul ăsta. Ce pare a fi acolo? Beciuri, beciuri. De demult. De demult, da, sigur. Înainte să se facă în această zonă o parcare cu plată, zona să fie mai întâi cercetată și apoi să se facă parcare cu plată? Păi, deci, normal, că așa trebuie să fie făcut. Hai, nu știm, hai, facem luăm bani și sănătate și la varăcală. Cel mai corect. Nu, n-am mai văzut parcare surpată, dar trebuie să ne bucurăm că și în orașul nostru avem parcări subterane. Prezent la fața locului, Viorel Tănasă, directorul Aquaterm, societatea care administrează parcările cu plată din municipiu, a declarat că nu a știut că în zona respectivă există astfel de pericole. Suprafața este la nivelul asfaltului, atât. La interior nu avem de să știm ce este. Ea a fost dată în administrare, într-adevăr, Aquatermului, dar viciile ascunse, nu, n-am știut de el. Nu ați știut până acum. Sesizat cineva că aici în zonă s-ar fi format crăpături în ultima vreme care ar fi revestit o astfel de situație? Niciodată, nici măcar o denivelare n-a fost aici în zonă. Dar după cum vedem, situația e alta în interior. În jurul orei 9, cu ajutorul unei macarale, mașina a fost scoasă din craterul la baza căruia sunt straturi de cărămidă și câteva guri ale unor beciuri. E bună la termă, cum așa e? Proprietarul mașinii, un tânăr de 37 de ani din Râmnicu-Sărat, a solicitat autorităților explicații cu privire la cele întâmplate. Bărbatul va face demersuri pentru a fi despăgubit pentru avariile produse la mașină. Să vină un constatator cineva să constate de la ASI. Asta, îți merg astea, direcția? Stai, să ce v-a zis primarul? Păi ce să-mi spună? A spus să mai mă duc pe la domnul, pe la primărie, să vedem că deocamdată natura e de vină. Adică până să constată cine ar fi vinovat pentru această calamitate. A spus că natura e de vină. A spus că țeava nu este spartă de la Aquater și natura trebuie să plătească. Autoritățile consideră că la baza producerii acestui eveniment nefericit stau mai multe cauze. Primăria a demarat o expertiză pentru a afla cu exactitate cauzele care au dus la surparea asfaltului. În primul rând, traficul greu din vecinătate, drumul european pe care se tranzitează zilnic
greutăți foarte mari. De asemenea, faptul că Râmnicu Sărat este cunoscut fiind un oraș de secolul XIV foarte vechi, la un moment dat au fost făcute beciuri foarte adânci, în unele zone pe trei niveluri, care, cum spuneam, brădează în tot orașul. Este foarte posibil ca în timp bolțile acelor beciuri să cedeze. Lucrările care au fost făcute în ultimii ani în zonă și de către operatorul de apă și pentru realizarea lucrărilor care au fost făcute în vecinătate. Toate acestea ar fi putut fiecare în parte sau una din ele să ducă la acest incident. Ca urmare a acestui accident, pe parcursul zilei, traficul de pe drumul European 85 în Râmnicu Sărat a fost deviat pe străzi secundare, strada Dorobanți și bulevardul Digului. Presa liberă trecere. Așadar, o situație înregistrată în municipiul Râmnicu Sărat în urmă cu două săptămâni. Imediat în acea dimineață, administrația locală din Râmnicu Sărat s-a întrunit comitetul pentru situații de urgență pentru a vedea cu exactitate care sunt cauzele care au dus la surparea asfaltului. Domnule primar, care sunt măsurile pe care le-ați luat în acest moment? Știm că traficul greu a fost deviat de pe DN285. Eu am urmărit materialul dumneavoastră. Acum că a trecut emoția produsă după eveniment, suntem un pic mai relaxați, mai cu seamă că toate măsurile pe care noi le-am dispus încă din dimineața acelei zile au fost cele corecte și practic am depășit acest eveniment, spunem noi, fără incidente majore și mai cu seamă fără a încurca și mai mult lucrurile. Pot să fac un scurt comentariu, așa ușor dezamăgit de modul în care obligăm noi să purtăm discuțiile ori de câte ori se întâmplă în viața noastră un incident de așa care produce așa emoție. Prea puțin vorbim despre lucrurile cu adevărat importante și ne lansăm în zona asta. Cine este vinovatul, dar ce a făcut, dar ce ar fi trebuit să facă. Mergând pe logica aceasta, hai să vedem dacă neapărat primarul este vinovat, că e la Râmnicu Sărat sau în altă parte, de ce primarul ar trebui să fie identificat ca principalul vinovat? Mai cu seamă că, așa cum spuneam, încă de la ora 3, când am fost sunat de domnul Bucur, am luat măsurile care se impuneau. Nici în aceste împrejuri, nici altă dată, eu nu vreau să mă disculp în vreun fel. Pentru că, până la urmă, acestea sunt atribuțiile pe care primarul le are și mi se pare firesc că el să fie primul care să intervină și să se asigure că lucrurile vor decurge conform legislației în vigoare și conform unei normalități. Ce pot eu să vă spun este că această logică care ne împinge să vedem, domnule, trebuiau verificate parcările, nu poate să funcționeze. Nu cred că putem să ne permitem, nici noi, nici alții, să facem evaluări de, nu greșesc, miliarde pentru suprafețe rezonabile, doar să vedem ce este în subteran. Păi atunci hai să considerăm că Râmnicu Sărat, care este cunoscut faptul că are pe o mare parte din străzi, chiar sub imobile, aceste beciuri, aceste catacombe, cum vreți să le spunem, hai să-l părăsim. Ca nu cumva să se întâmple și în alte împrejurări lucruri similare. Deci cred că trebuie să abandonăm zona asta a speculațiilor sau a zvonurilor alarmiste. Să spunem, și nu o spun acum la două săptămâni, ci am spus-o chiar din ziua respectivă, nu este sau nu există un pericol care să ne paște, un pericol iminent. Sunt absolut convins că nici blocurile din vecinătate, nici și pe alte străzi imobile nu sunt pericol de prăbușire. Pentru că vorbeam de măsuri și măsurile care să fie cele care să ne asigure un trai normal. Am dispus, cum bine ați precizat, două ședințe ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență. S-au impus să fi luate niște măsuri în privința traficului rutier, tocmai pentru a proteja pe de o parte zona, pe de altă parte să fie executat acest trafic rutier în condiții de siguranță. Singurul lucru care la momentul acesta ne aduce prejudicii nouă locuitorilor Râmnicului, în special celor care locuiesc în zona străzilor Dorobanți și Dig, este faptul că am fost nevoiți să deviem traficul pe un sens de deplasare dinspre Focșani pe aceste străzi. Este o măsură temporară. Țin să mai precizez faptul că suntem
în cursul, de fapt, specialiștii elaborează un studiu care ne va spune clar dacă drumul european a fost afectat și în ce măsură poate să asigure, ca și până acum în ambele sensuri, traficul rutier. Dar până atunci, cum spuneam, avem nevoie să circulăm în condițiile pe care le-am impus la momentul acesta. Comitetul local împreună cu poliția rutieră. Deci acestea sunt măsuri pe care nu singuri, ci împreună cu specialiștii le-am luat. Dar această primă măsură, devierea traficului greu pe strada Doroban, se reprezintă un risc pentru locuitorii de acolo? Înțelegem că sunt nemulțumiți, dar casele vor putea fi avariate? Porțiunea respectivă de drum este construită, este consolidată în așa fel încât să permită acest lucru? Atunci când străzile au fost modernizate, prin proiectul de modernizare, am ținut cont că strada este pe un traseu care probabil vreodată poate să constituie ruta alternativă pentru traficul greu și are structură de trafic greu. Îi înțeleg însă pe permiceni pentru că este greu. Vorbesc de cei de pe strada Dorobanți. Este greu să schimbi o obișnuință. Deci este foarte greu când ești obișnuit cu anumiți parametri ai traficului, dintr-o dată să te trezești și cu mașini mai multe și mai de tonaj mai mare. Dar încă de săptămâna trecută am fost la Compania Națională de Drumuri, am discutat cu directorul general, am profitat acum de prezența primului ministru la Buzău și am discutat sâmbătă încă o dată despre această problemă. Îl așteptăm pe ministrul transporturilor să vină la Râmnicu Sărat. Și ceea ce va depinde de noi vom face în așa fel încât, cum spuneam, pe de o parte siguranța oamenilor să primeze și în al doilea rând, vorbesc în ceea ce privește condițiile de circulație rutieră, și în al doilea rând interesul material al oamenilor în sensul în care să nu se provoace distrugerea ale caselor din perimetrul afectat. Domnule primar, aș vrea să discut mai multe aspecte cu dumneavoastră în această ediție. Haideți să discutăm puțin despre reacția proprietarul autoturismului. Am văzut declarația pe care dumnealui a făcut-o. Dacă va fi sau nu va fi despăgubit, dacă autoturismul îi va fi sau nu va fi reparat, nu? Aceasta era de fapt întrebarea. Sau în ce mod ar putea administrația din Râmnicu Sărat să-l ajute? S-a pus problema. Am să vă spun și dumneavoastră și în general le spun tuturor râmnicenilor care vin la primărie în speranța că dacă vorbesc cu primarul își rezolvă problema. Nu este simplu. Avem o legislație pe care o respectăm. Odată că m-am angajat să respect regulile, să respect eu însumi legile, să fiu primul și în al doilea rând îi rog pe râmnicieni să înțeleagă că în absența unui cadru legislativ nu putem împinge lucrurile doar pentru că eu ca și primar consider că este drept, s-ar cădea să facem lucrul acesta. Am avut încă de la primele ore ale dimineții discuții cu proprietarul mașinii. La momentul acesta crede că am găsit o soluție. Poate este de interes și această informație, dar în mod categoric, orice lucru aș spune astăzi, de natură să liniștesc, să spun opinia publică, îi va face pe unii să interpreteze. Așa că vă pot asigura de un singur lucru, ca și altă dată, nu mi este indiferent ceea ce simt oamenii, ceea ce trăiesc cu oamenii și am căutat împreună cu cei cu care pot să mă sfătuiesc și să rezolv această problemă, să găsim și pentru această problemă rezolvare. Am văzut și întrebarea ușor tendențioasă a ziaristului de la RTV, l-a întrebat ce v-a spus primarul. Păi ce trebuia să-i spună primarul? După care un întreg, da, că natura e de vină. Sigur că discuțiile au fost în termenii acestea, dar nu i-am spus cine este vinovatul. Nici nu căutam la momentul acesta, cum nici astăzi. Nu cred că este suficient să identificăm un vinovat. Prioritară era soluția, măsura care se lua. Mai cu seamă, sigur că da. Și mă bucur că dumneavoastră a spus întâi lucrul acesta. Măsurile pentru a traversa această perioadă în siguranță și sigur pentru a nu se perpetua această stare, să nu se creeze și altă dată evenimente similare, vom căuta să vedem care au fost cauzele. Doar experții. Expertiza va fi cea care va spune la momentul în care va fi finalizată, să ne spună cu certitudine, care au fost factorii. O să vreau două minute să mă mai opresc cu discuția la dumneavoastră pentru a nu lăsa loc interpretărilor.
deși acestea vor exista în permanență, oamenii au arătat cu degetul către două instituții subordonate, de fapt către o instituție subordonată, primărie Râmnicu Salat, către Aquaterm, către societatea care administrează parcările cu plată din municipiu și către compania de apă. Materialul pe care l-ați prezentat a fost filmat în dimineața acelei zile, deci când emoțiile erau foarte puternice și încă de atunci v-am spus că sunt mai mulți factori care ar fi putut contribui. Eu am în față o notă tehnică pe care expertul care pregătește și va elabora în scurt timp și concluziile acestei expertize, ni l-au dat. Și conform notei tehnice, ni se spune că colapsarea bolții subsolului alcătuite din zidărie de cărămidă și această, mă rog, a fost cauzată de mai mulți factori. Dar principal a identificat-o traficul greu din zonă. Păi, de ce să ne hazardăm și să facem un proces de intenție și altul de conștiință celor două instituții, vorbesc de societatea care gestionează parcările și operatorul de apă și canal, dacă nu știm că ei sunt vinovați? Vedem pe urmă. Sigur, dacă se va dovedi că este un viciu al unei lucrări prost executate sau de altă natură, atunci, într-un fel sau altul, oamenii aceia vor trebui trași la răspundere. Dar până atunci, adică, haideți să ieșim din zona aceasta și rog și pe râmniceni să iasă. Să nu căutăm vinovați doar de dragul de a tăia capul cuiva. Dar ați văzut în mediul online cu câtă vehemență și prezintă punctul de vedere anumiți concitadini. Nu am timpul suficient să urmăresc mediul online și mi se face un reproș că nici pagina mea de, pe Facebook nu este atât de activă. Îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu problemele orașului în față și mă rezum la aceste aspecte. Tocmai de aceea, pentru că au fost destui în jurul meu care mi-au atras atenția că deja tot orașul s-a inflamat, haideți să ieșim din zona aceasta. Nu ne face bine nici nouă, nici celor care se antrenează în aceste discuții, pentru că pierdem mult timp, energie, într-un final ne enervăm și la urmă, dacă tragem linie după câteva zile, constatăm că toate aceste emoții, toate aceste lucruri ne-au dus nimic bun. În condiții în care, așa cum ați precizat și dumneavoastră și o poate confirma și domnul Marius Neculae, directorul Muzeului Municipal din Râmnicu Sărat, în zona centrală a municipiului Râmnicu Sărat există asemenea pivnițe, nu știu cum să le numesc, catacombe, tuneluri, beciuri. Structuri subterane, desigur, există și râmnice necunosc și nu numai în zona centrală. Sunt întâlnite din piață până pe Bulevardul Eroilor, cred, au fost semnalate. Deci, pe de o parte, se cunoaște faptul că în Râmnic există. Râmnicul este un oraș cu o istorie destul de veche, câteva secole. Un oraș de vamă, un oraș în care existau negustori. Și, pe de altă parte, nici, ca să reluăm un pic cele spuse de domnul primar, nici cei de la primărie, nici cei care au făcut parcarea sau au făcut diverse lucrări, nu erau obligați să obțină anumite avize, să facă anumite cercetări, deoarece în zonă nu e nici zonă de protecție, nici zonă cu patrimoniu reperat până acum. De-abia acum am înțeles, s-au făcut anumite demersuri, fie pentru clasarea de urgență a sitului, fie pentru extinderea sitului urban Râmnicu Sărat, ca dimensiuni și temporar. Ne continuăm discuția la Presa Liberă Trecere despre această descoperire arheologică, descoperire importantă în urma surpării asfaltului de pe DN285 la Râmnicu Sărat. Vreau să vă prezentăm un material, să vedem punctul de vedere al specialiștilor, să vedem care este opinia reprezentanților Muzeului Județean Buzău. Astea sunt burde de risele care duc sub 85 și mai avem una în zona asta, în zona cealaltă. Da. Iar aici, după cum se vede, nu este capătul tunelului. Uitați-vă că la un moment dat ăsta cineva săpat. Vedeți urmele de cazma? Da. E, problema este alta. Cărămida încolo conduce. Iar aici... Iar aici e bolt. Deci el merge încolo.
Specialiștii de la Muzeul Județean Buzău au coborât din nou astăzi în subteranul parcării Surpate din Râmnicu Sărat. Aceștia au constatat că zidurile de cărămidă care se suprapun a fi ale unei pivnițe din secolul al XVII-lea se continuă în partea de vest pe o porțiune de aproximativ 10 metri. În pereții structurii subterane pot fi observate guri de aerisire, dar și urme de prindere a ușilor. Direcția de Cultură Buzău a declanșat procedura de clasare de urgență a sitului arheologic medieval și a impus primăriei luarea unor măsuri pentru protejarea acestuia, fiind vorba de un sit de valoare națională. Din punct de vedere legal, nici nu intră în discuție astuparea și turnarea de asfalt deasupra. Asta este exclus. După încheierea cercetărilor, multe sunt ideile pentru un muzeu de sit. Primăria Râmnicu Sărat a întrunit astăzi din nou comandamentul pentru situații de urgență, care a impus noi măsuri de restricționare a traficului pentru protejarea zonei. Au fost instituite anumite restricții de viteză pe anumite străzi, e vorba de strada Dorocan și strada Digului, paralele cu șosea europeană, și în același timp pe segmentul de drum european în care se află această surpare a fost instituit un singur sens de mers, sens unic, cu posibilitatea facilă de a ocoli această zonă de către locuitorii municipiului Râmnicu Sărat. Specialiștii care au coborât în subteran sunt îngrijorați. La nivelul zidului de cărămidă sunt infiltrații, iar din cauza acestora există în continuare risc de surpare. Aici sunt infiltrații de apă, uite, picul. Deci și astea sunt în pericol să se prăbușesc. Categoric. Mai ales că uitați-vă în partea asta unde este conducta de apă, e diferență. Aici mortarul a rămas la loc. Vedeți? S-a dus. Vedeți? Deci practic este doar o chestiune de timp până... E chestie de timp și deasupra arcadei. Uite, cărămida a luat-o din loc. Dat fiind faptul că din această seară este în vigoare informare meteorologică de precipitații, autoritățile din Râmnicu Sărat au luat măsuri pentru ca în craterul format să nu se mai infiltreze apă. Ne asigurăm ca zona să fie protejată de scurgeri de apă, de ploaie. Este o altă măsură pe care am dispus-o în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență. Vom acoperi, vom instala saci cu nisip pentru devierea apelor din scurgerile stradale. În perioada următoare, în zona surpată, se vor face cercetări arheologice urgente. Specialiștii spun că aceasta ar putea fi valorificată prin amenajarea primului muzeu sit din România. Alături de complexul brâncovenesc, nu este rău ca Râmnicu Sărat să aibă unul dintre primele muzee de sit din România. Iar dacă mă întrebați, ca arhitectură a unui muzeu de sit, în lume se practică fie accesul dirijat în astfel de structuri subterane, fie copertină de sticlă, vizitare deasupra. Tot astăzi, autoritățile au reluat discuția despre necesitatea realizării unei centuri a municipiului Râmnicu Sărat. Presa liberă trecere. Tragem o concluzie, domnule primar. Tot răul spre bine. Vorbim și de avantaje, de beneficii. Dacă ar fi să dăm dreptate și să ținem cont de declarația făcută de reprezentantul Muzeului Județean Buzău să realizăm la Râmnicu Sărat primul muzeu sit din România. Sunt absolut convins că sunt transentimentul celor mai mulți dintre râmnicieni atunci când voi spune că nu vom precupeți nici timp, nici bani dacă trebuie să punem în valoare acest obiectiv, înțeleg, de interes național. Nu sunt un specialist, dar până și pe mine m-a impresionat imaginile din subteran, pentru că sunt adevărat niște bolți frumoase pe care mulți cred că și-ar dori să le vadă. Și să mai spun că deja în ultimele două săptămâni Râmnicu Sărat a devenit un loc de pelerinaj, sunt mulți oameni care vin să se fotografieze sau să fotografieze așa cât le permite poziția. Și lucrul acesta trebuie să beneficiem. Râmnicu poate avea un potențial turistic mai mare odată cu descoperirea acestui obiectiv. Nu e însă legat de remarca dumneavoastră că tot rău spre bine, nu este însă singurul beneficiu pe care l-am putea avea de pe urma acestei surpări. Vizita mea la Ministerul Transporturilor și demersurile pe care deja le-am făcut
privesc accelerarea demersurilor pe care guvernul trebuie să le facă în perioada următoare, anii următori, pentru ca Râmnicul să fie inclus pe o șosea ocolitoare. Se lucrează deja la studiile de fezabilitate sau chiar mai mult, în așa fel încât în viitorul, sper nu foarte îndepărtat, să avem o șosea în zonă care să preia traficul rutier. Este vorba ori de o autostradă, ori de un drum expres. Atunci, cu adevărat, Râmnicul ar fi protejat și tot traficul greu nu va mai fi necesar să treacă prin zona centrală, aș putea spune, a orașului, ci va fi deviat. În așteptarea acestor măsuri, îi rog pe râmniceni să înțeleagă că nu se poate altfel, nu putem bloca la Râmnicul Sărat un drum european. Îi rog pe locuitorii străzilor Doroban și Digului să accepte temporar aceste măsuri, pentru că nu există altele. Dacă ar fi fost altele, cu siguranță am fi uzat de ele. Și să sperăm că vom fi cu toții sănătoși la momentul respectiv și fără să avem de suferit de pe urma acestui transport. Și să ne bucurăm, cum spuneam, de lucrurile care pot fi bune din acest incident. Le rugăm pe domnul Dan Bucur, șef serviciu rutier în cadrul Poliției Locale din Râmnicul Sărat, să ne prezinte așa toată această poveste. Înțelegem de la domnul primar că dumneavoastră ați fost persoana care l-ați înștiințat, l-ați sunat în acea dimineață și ați prezentat situația înregistrată pe DN285. Avem restricții de viteză pe această porțiune, avem trafic deviat pe strada Dorobanți. Ce alte măsuri s-au impus sau se impun? Într-adevăr, ca urmare a situației neprevăzute apărute pe partea carosabilă într-o parcare cu plată, în zona adiacentă drumului european, în noaptea de 22-23 februarie, am fost nevoiți ca în regim de urgență să luăm o serie de măsuri pentru a asigura o protecție a tuturor participanților la trafic în zona respectivă. În primul rând, am informat, cum era normal, pe domnul primar și celelalte instituții care puteau interveni la fața locului. Am dispus măsuri de izolare, de restricționare a traficului în zonă și de izolare a perimetrului respectiv pentru a nu prezenta un potențial pericol pentru alți trecători sau participanți la trafic. Și de asemenea, până la prima întâlnire în cadrul ședinței locale de situații de urgență, am instituit 3 filtre rutiere împreună cu Poliția Rutieră din Râmnicul Sărat pentru a asigura măsuri de dirijare și fluidizare a traficului în zonă. Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întâlnit în 2 ședințe și au fost analizate toate posibilitățile pentru a asigura fluența traficului în zona respectivă și siguranța tuturor trecătorilor. În urma discuțiilor avute și în cadrul Comisiei de Sistematizare Rutieră, toate aceste măsuri au fost materializate prin aprobarea unei hotărâri de Consiliul Local în care s-au statuat toate restricțiile de circulație din zona respectivă. Fac aici precizarea că pe sectorul de drum european, de la intersecția străzilor Toamnei până la intersecția cu strada Principe Ferdinand, s-a instituit un sens unic, s-au montat separatoare de sens. De asemenea, traficul dinspre Moldova, dinspre Focșani, spre Buzău, a fost deviat pe străzile Doroban și Bulevardul Digului. Și la această intersecție, în această zonă, au fost montate separatoare de sens cu indicatoarele aferente pentru siguranța traficului rutier. De asemenea, fac precizarea că pe toată lungimea străzii Dorobanți au fost montate indicatoare de limitare a vitezei. Viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră. Și de asemenea au fost montate indicatoare de staționare interzisă, tocmai pentru a nu bloca sensul de mers Focșani-Buzău. De asemenea, la intersecția străzilor Mihail Cogărnicianu cu Unirii și Principe Ferdinand sunt montate indicatoare de acces interzis. Noi câteva zile am menținut în zonă și echipaje de poliție cu atribuții în domeniul circulației, tocmai pentru a informa conducătorii asupra noilor măsuri dispuse la nivelul municipiului. După aprobarea hotărârii de Consiliul Local, circulația se face exclusiv prin respectarea acestor indicatoare și marcaje și fac apel la toți conducătorii auto, atât râmniceni cât și cei care se află în tranzit, să respecte semnificația acestor indicatoare și marcaje rutiere.
au încercat să forțeze oarecum aceste restricții impuse, au mai ales la intersecția DN285 cu strada... Principiul Ferdinand și cu Unirii. Da, într-adevăr, acolo au fost situații în care am constatat anumiți conducători auto care nu au respectat aceste indicatoare. Țin să fac precizarea că nerespectarea acestor restricții și accesul interzis constituie contravenție și se poate sancționa cu amende și puncte penalizare la permisul de conducere, dar noi principala teama noastră este faptul că nerespectarea acestor indicatoare ar duce la circulația pe un acces, pe un sens de deplasare cu acces interzis și s-ar putea produce eventuale evenimente nedorite pe care dorim să le prevenim în primul rând și apoi să sancționăm. Nu au fost înregistrate accidente minore, nu? Nu. Chiar niciun fel de tamponare ușoară nu a fost în această zonă. Auzeam că râmnicenii tot discutau de redeschiderea circulației în ambele sensuri pe strada Toamnei din Râmnicu-Sărat. Dacă s-ar impune sau dacă ați luat în calcul și această măsură? Până atunci vreau să profit de prezentarea pe care a făcut-o domnul Bucur și să le mulțumesc public agenților de la Poliția Municipală și Poliția Locală. Nu a fost ușor ca în acele zile să asigure, cum spuneam, ca drumurile să fie pe de o parte deschise și să se circule în siguranță. Cred că lucrul acesta ar trebui să ținem cont și să, când evaluăm incidentul care s-a produs, să spunem așa, că deși a fost o situație neprevăzută, atât de bine au fost gestionate lucrurile, atât de comandamentul de Comitetul pentru situații, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, cât și de Poliția Locală, Poliția Municipală, ADP, în așa fel încât nu s-au produs evenimente care să pună în pericol viețile omenești sau să producă, să se soldeze cu distrugeri. Nu este puțin lucru, cum spuneam. Mă întrebați dacă să ia în discuție redeschiderea străzii Toamnei. Păi cred că cei care ar trebui să se gândească la consecințe ar fi cei care enunță aceste teorii sau se gândesc că ar putea fi redeschis traficul în ambele sensuri pe strada Toamnei. Pentru că dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani de zile, când am dispus în primă fază un studiu de trafic și ulterior am și hotărât în Consiliul Local instituirea unor sensuri unice, să ne aducem aminte cam ce pățeam în anumite zile când efectiv era sufocat traficul. Păi vrem să ajungem în aceeași situație? Ce ar aduce nou? Sau ce ne-ar aduce, ce avantaje am avea dacă am redeschide strada Toamne? Ce ar aduce nou? Nimic. Decât o supra-dimensionare a traficului într-o zonă oricum aglomerată și n-am face decât să cheltuim timp și bani ca să ne întoarcem în vechile situații. Tot timpul trebuie să fim preocupați să gestionăm traficul rutier și de la zi la zi, datorită înmulțirii numărului de mașini, să luăm măsuri complementare în așa fel încât să fluidizăm traficul. Dar credeți-mă, cred că mai degrabă în celălalt sens se impun a fi luate niște măsuri și anume introducerea sensurilor unice pe cât mai multe străzi și crearea unor culoare de trafic în așa fel încât traficul să se facă pe de o parte în siguranță și pe de altă parte cu lejeritate. Spuneați în prima parte a emisiunii că nu ar trebui să aibă niciun motiv de îngrijorare locuitorii din această zonă. No. Da, pentru că deplasându-mă în dimineața acele zile am auzit trecători sau oameni care locuiesc în zonă că își puneau problema dacă blocurile nu vor păți la fel, adică să aibă soarta mașinii răsturnată în șanț. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Discutam și cu unul din experții care au lucrat la sistematizarea centrului orașului, iar lucrările au fost executate cât se poate de bine, cu efortul suplimentar în ceea ce privește ranforsările fundațiilor. Domnul Marius Neculae, cercetările vor continua în zonă. Știm, putem aprecia cam care ar fi durata în timp și costurile cu aceste cercetări, de cine vor fi suportate? Primăria Râmnicu-Sărat, Muzeul Județean, nu știu. Da, cercetarea va fi făcută de specialiștii de la Muzeul Județean, dar cheltuielile și va fi un efort considerabil, zic eu, vor fi suportate de primărie. Totuși, eu văd
în acest lucru o oportunitate, pe de o parte, deoarece putem afla mult mai multe decât cunoaștem acum despre istoria orașului nostru. Ca o durată în timp nu mă pot pronunța, deoarece depinde de mărimea structurii și de ce vor întâlni arheologii pe parcursul cercetării. Structura totuși este una destul de interesantă, datorită vechimii, e de secolul XVII, după tehnică și materialele folosite, și ar fi ceva deosebit pentru dacă va fi pus în valoare, cum spunea și domnul. Deci acest aspect a fost luat în calcul în momentul în care reprezentantul Muzeului Județean a venit cu această declarație că am putea realiza primul muzeu sit de la nivel național? Dintre primele muzee vechimea... sit. Da. Da, este... Sunt similarități întâlnite chiar în județul nostru, dar aici avem o structură bine conservată în timp față de, știu eu, pivnițele de la Izvorul Dulce sau alte structuri similare. Lucrările vor putea fi extinse? Se va putea lucra, se va sparge practic o porțiune mare din DN285 sau se vor extinde pe partea pietonală? Până acum se observă că structura merge paralel cu șoseaua națională și cu trotuarul, chiar pe parcare. Vom vedea cât se duce și unde se duce. Domnul primar, ce semnale aveți? Dacă tot sunteți persoana vinovată de tot ce se întâmplă în municipiu, nu? O să știm zilele viitoare, pentru că vor începe deja lucrările. Sper să nu fie nevoie să ne extindem spre drumul european, sub drumul european, pentru că atunci chiar am avea o problemă. Și sper să fie direcționate către zona pietonală de pe centru, pentru că este o zonă care teoretic am putea, sau mă rog, arheologii ar putea o explora fără să pună în pericol traficul pietonal sau auto. Vom ști zilele viitoare, nu putem decât să facem la rândul nostru speculații în privința ceea ce se va întâmpla. Și nu ar trebui să-și facă râmnicenii nici griji în privința costurilor suportate de primăria din Râmnicu-Sărat? E greu de răspuns. Acum știți că lumea este împărțită, sunt oameni care nu-și doresc decât asfalt, toată viața nu și-au dorit decât asfalt și totul cuantifică în metri de asfalt. Am văzut acum cele două tabere, da? Pro și contra primarului. Sunt oameni, nu? Mult mai profund și sper să fie mulți care să se gândească la istoria noastră, la educația copiilor noștri și să înțeleagă că în bugetul fiecărei localități este firesc să existe sume prevăzute pentru toate categoriile de cheltuieli și nu doar către unele. Acum, vestea proastă e că, indiferent cât de mulți bani am avea la Râmnic, tot n-am putea asfalta toate străzile. Așa încât sper că din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, să asigurăm partea de finanțare pentru a face mare asfaltare pe care Râmnicenii așteaptă și eu odată cu dumnealor și să reușim să facem cheltuielile care sunt necesare pentru a face lucrurile care sunt astăzi, pe de o parte, prevăzute de lege, deci suntem obligați de lege să le facem. Pe de altă parte, cred că nu este lipsit de importanță dacă astăzi ne comportăm responsabil și ne explorăm trecutul, cum spuneam. Nu, Dan Bucur, așa cum au apărut aceste propuneri cu redeschiderea circulației în ambele sensuri pe strada Toamnei, tot așa auzeam zilele trecute că vor fi afectați locuitorii cartierului Zona Pod de aceste măsuri și de traficul greu deviat pe strada Dorobanți. Că se vor institui sensuri unice pe străzile din cartierul Zona Pod? Nu, doar măsurile care le-am spus mai devreme sunt statuate pentru hotărâre de Consiliul Local, aprobată în 2 martie, luna aceasta. Nu afectează sub nicio formă cetățenii din alte zone a orașului. Circulația se va face, v-am spus, pe sensul de mers Focșan-Buzău, pe strada Dorobanți și pe Bulevardul Dicului. Probabil cel mai afectat cu ghilimele de rigoare sunt locuitorii din zonă, atât în ceea ce privește circulația să iasă din cartier mai repede, pentru că sunt indicatoare de stop care trebuie să respectate, cât și din premiza sensului de mers cu trafic greu, care zic eu că nu s-ar pune problema de a le afecta locuințele proprii.
Nu este cazul ca ceilalți locuitori ai orașului să se ia măsuri pentru anumite reguli de circulație în alte zone la acest moment. Dar traficul greu a fost direcționat doar către strada Dorobanți sau și către cealaltă rută secundară, Bulevardul Digului? Sunt operatori de transport care folosesc acea rută pe Bulevardul Eroilor, care nu tranzitează Râmnicul Sărat, dar cei care au ca rută Râmnicul Sărat, varianta este cea care v-am spus-o noi, pe partea de strada Dorobanți, Bulevardul Digului și înapoi pe drumul european 85 spre Buzău. Iar viitoarea șosea de centură așteptată de ani de zile la Râmnicul Sărat, dacă se va concretiza, avem o rută la care am putea să ne gândim. Este un proiect amplu, implică foarte multe lucruri. Da, n-am să pot să fac public lucrul acesta. Vă dați seama că ține de oarecare siguranță și nu greșit dacă spun că e de siguranță națională. Cert este că se lucrează și în mod cert Râmnicul în sfârșit va avea nu o centură ocolitoare, ci o variantă ocolitoare pentru traficul greu, în așa fel încât să nu mai fim afectați zilnic de sute de tiruri. Vă mulțumesc mult, domnilor. Așteptăm să vedem în continuare ce se va întâmpla și care va... Spuneați că avem angajat o firmă care realizează un studiu, da? Și așteptați acest răspuns final. Să vedem care este și vinovatul. Dacă tot am întrebat de la prima oră acelei zile cine se face vinovat, să vedem și vinovatul. Pe final, fiindcă a spus să găsim și vinovatul, sigur că și eu vreau, în cazul în care se va dovedi că este un vinovat, să știm cine este și să ne asigurăm că altă dată respectivul nu va mai greși, ca instituție vorbesc. Eu rog încă o dată pe râmniceni să înțeleagă că toată activitatea primăriei și instituțiilor publice, se va desfășura instituțiilor publice în subordinea Consiliului Local, va fi, ca și până acum, axată pe lucrurile pe care trebuie să le facem și pe care să le facem așa cum trebuie. Avem nevoie de încredere, de încrederea publicului și mai cu seamă de oarecare răbdare. Nu o să putem finaliza niciodată atât de repede pe cât noi înșine ne-am dorit. Permanent suntem condiționați de lege, suntem condiționați de fonduri, suntem condiționați de o grămadă de lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Așa încât, când ceva în oraș se întâmplă, oamenii să se asigure că primăria știe și prin instituțiile abilitate vor gestiona, ca și în cazul de față, foarte bine situația. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple lucruri mai grave, cum ar fi un cutremur, pentru că atunci mi-ar fi teamă că n-am ști să reacționăm așa cum trebuie, deși credeți-mă, împreună cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență, cu cei care sunt responsabili să gestioneze acele situații, ne tot gândim, facem scenarii și suntem, credem noi, pregătiți să intervenim dacă, Doamne ferește, va fi necesar. Să ne rugăm, cum spuneam, la Dumnezeu să nu ne lovească lucruri cu adevărat de care nu știm cum vom scăpa. Am văzut de fiecare dată când avem o calamitate naturală cum reacționăm și e păcat de faptul că încercăm și atunci să găsim vinovatul. Mulțumim domnilor, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, bineînțeles, vă dau întâlnire mâine, seara, aceeași oră, 19, la Presa Liberă Trecere. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.